Bună ziua, suntem la Gârbova de Sebeș, împreună cu domnul primar al comunei, unde au loc lucrări pe strada Mihai Eminescu, chiar strada de intrare în Gârbova. Ne puteți spune, domnul primar, la ce se lucrează acum? Se lucrează la sistemul de scurgere a apelor pluviale, ceva un sistem mai modern, mai nou, unde se preia apa subteran. Vine niște guri de colectare din 20 și 20 de metri și pentru a lărgi strada, avea loc în zone verzi, zone de parcare cât mai practice pentru cetățeni. E un sistem mai nou în zona noastră. Am observat că mai bine de jumate din stradă e terminată, e finalizată și nu vedem canalele de scurgere pentru apa pluvială. Unde sunt canalele de scurgere? Sunt totul subteran. Toate canalele de scurgere sunt subteran. Mai avem o mini-regolă care captează apa, după cum puteți vedea pe partea cealaltă, și preia subteran cu un tub calculat de proiectanți undeva la diametru de 500. E o premieră pentru comuna Gârbova, acest sistem de scurgere a apelor pluviale. Eu cel puțin n-am mai văzut niciunde, nici în județul Alba, așa ceva. Deci, e un proiect, s-a lucrat foarte mult, echipa mea de proiectare m-au ascultat ideile mele, lucrând în construcții o viață întreagă, mai ai o experiență în plus pentru a moderniza o stradă, a moderniza chiar și o comună. Deci, practic, cum funcționează sistemul? Este un sistem de scurgere a apelor de suprafață. Da. Îl preia mini-regola care cu scurgerile stabilite din proiectare undeva la 20-20 de metri, care preia pe infiltrare se duce până la râu Avale. Tot sistemul de scurgere. Practic, nu mai avem sistemul clasic de scurgere cu șanțuri. Șanțuri cu care incomodează și vizibil și practic cetățenii comunei. Și tot sistemul e în pământ, sistemul de scurgere. Avem un număr foarte mare de mașini, trebuie să asigurăm la oameni și sisteme de parcare, plus zonele verzi, spații verzi la care sunt foarte multe. În ce fază sunt lucrările acum pe strada Eminescu și când vor fi terminate? Strada mea Eminescu, sistemul de două proiecte diferite, sistemul de scurgere a apelor pluviale undeva la 80% și sistemul de tramă și modernizarea străzii, trotuare, inclusiv spații verzi, undeva la 50%. Și când vor fi terminate toate lucrările? August, va fi finalizate